Acțiunile din săptămâna altfel se încheie cu organizarea timp de 2 zile a tradiționalului târg de oferte educaționale. Anul acesta, manifestarea a fost mutată la Colegiul Național Roman Vodă, unde liceele din Roman și zonă și-au promovat oferta educațională pentru anul școlar 2016-2017. La deschiderea târgului educațional a participat și primarul Laurențiu Leureanu. Vă urez tuturor un succes, să priviți lucrurile nu în joacă, nu în copilărie, ci cu profundă maturitate. Este vorba de lucruri din afară pentru voi, pe care să vi le apropiați și să facă parte din etosul vostru personal. Gândiți-vă foarte bine, precum se spune în practică, cum zice proiectorul, măsurăm de 3 ori și tăiem o dată. Analizați, vedeți, sfătuiți-vă și că luați decizia, să fiți convinși că este decizia cea mai bună. Eu vreau să vă urez mult succes și la examene, vreau să vă urez mult succes și în alegerea noului drum, să fie ca drumul pe care îl alegeți ăla să-l și găsiți și să aveți parte numai de lucruri frumoase, bune, de sănătate, bucurie și mult succes. Dumnezeu să vă ajute, să vă lumineze și să deveniți oameni de nădejde a comunității noastre. Gazda manifestării, conducerea Colegiului Național Roman Vod, a invitat elevii și profesorii care au vizitat standurile fiecarei unități școlare pentru a studia cu atenție oferta educațională propusă pentru anul școlar viitor. Colegiul Național Roman Vodă este unitatea de elită a învățământului romașcan, care are ce prezenta atât ca ofertă școlară, cât și în domeniul activităților extracurriculare. Ca și în anii trecuți, Colegiul Național Roman Vodă are o ofertă generoasă. Propunem și ne-au fost aprobate de altfel în planul de școlarizare 9 clase. Pe profilul real vom avea 3 clase de matematică informatică, din care 2 sunt intensiv, pe intensiv informatică, 1 neintensiv. De asemenea, vom avea 2 clase de științe ale naturii, iar pe profilul uman, pentru cei care sunt aplicați spre studiul obiectelor umaniste, aici vom avea 2 clase de filologie, una intensiv limba engleză și 2 clase de științe sociale. Spun că este o ofertă generoasă pentru că fiecare elev, în funcție de pasiunea pe care o are, poate să aleagă un profil. Aici la noi vorbim de profesori care încearcă să obțină performanță de pe urma lucrului cu elevii. De asemenea, propunem și activități extrașcolare. Nu întâmplător la noi sunt membrii unor ONG-uri de voluntariat, cum cunoașteți și dumneavoastră, Mușatini, PTP-ul. Sunt activități pe care copiii le îndrăgesc și la care vin cu mare drag. Oferta școlară a celorlalte unități liceale este la fel de generoasă și în colegiile tehnice, care dau posibilitatea elevilor ca la absolvire să poată obține nu doar diploma de bacalaureat, ci și un atestat profesional. Avem avantajul și unei săli de spectacole foarte frumoase. Pentru Pony sunt 2 concursuri cu o tradiție îndelungată. Este vorba de concursul de matematică Alfa, care a ajuns anul acesta la 15-a ediție. Este un concurs desfășurat la nivel regional și chiar în acest an am avut onoarea să fie prezente echipaje din toate județele Moldovei. Ceea ce a adus un plus de calitate și un plus de ce nu de faimă pentru acest concurs. Noi ne dorim foarte mult ca în anul viitor să cuplăm și aripa concursului Omega, care se desfășura până acum la Colegiul Tehnic Danubiana. Fiecare unitate școlară a avut și câte un grup de elevi care a vorbit colegilor lor despre liceul pe care îl reprezintă, încercând să fie cât mai convingători. Avem foarte multe șanse să ajungem cineva mai departe dacă urmăm acest colegiu, deoarece colegiul este implicat în multe proiecte europene, cum ar fi Erasmus, unde putem face schimb de experiențe cu alți elevi din diferite țări și putem acumula o oarecare experiență, ne putem testa cunoștințele de limbi străine
Iar din punct de vedere al profilului, eu sunt la profilul turism și alimentație publică și pot spune că domnii profesori sunt foarte bine pregătiți. Noi știm foarte bine ce avem de făcut, pentru că materia este destul de clară și știm exact ce trebuie să facem și cum să ne pregătim pentru viitor. Pentru a evita aglomerația, organizatorii târgului educațional au realizat o planificare riguroasă pe zile și ore a elevilor din clasa a 8-a de la școlile gimnaziale din Roman și comunele limitrofe care au vizitat standurile. În cele două zile de târg educațional au trecut pragul manifestării câteva mii de copii care bat la porțile învățământului liceal. Anul acesta, postul de televiziune Roman 24 va introduce un nou proiect editorial fiecarei unități liceale din Roman și zonă, fiindu-i dedicat un amplu reportaj în secțiunea Alegeți viitorul. Vom începe prezentarea pe larg a ofertei educaționale de luni 25 aprilie.